Fermierii olteni sunt în plină campanie de recoltare a porumbului și florisoarelui. Din cauza secetei din ultima perioadă, cele două culturi au înregistrat anul acesta producții mult diminuate față de cele de anul trecut. La floarea soarelui noi avem cultivate anul acesta 87.200 de hectare, iar până la această dată s-au recoltat 83.000 de hectare, producția undeva în jurul la 1.800-2.000 de kilograme pe hectar. Iar porumb avem cultivat 87.000 de hectare și s-au recoltat până la această dată 57.000 de hectare, undeva producția 3.900-4.000 de kilograme pe hectar. Mai mici decât anul trecut, dar față de județele din țară, totuși Oltul a stat mai bine. Prețul cerealelor a crescut, la fel și cheltuielile pe care le au fermierii. Într-adevăr, a crescut și la cereale și la floarea soarelui. Porumbul undeva la 1,60 lei, 1,70 lei, floarea soarelui 2,80 lei, 3,20 lei, am înțeles, dar o să fie și cheltuielile foarte mari, pentru că s-au scumpit foarte mult și importurile. În continuare, fermierii care au culturile afectate de secetă pot depune solicitări prin care primesc despăgubiri de la stat. Până la această dată, la nivelul județului nostru, 1.600 de hectare sunt declarate calamitate.